5 lucruri care nu ar trebui să le faci dacă ai o mașină cu o cutie automată. Privind în general, o mașină cu o cutie automată se conduce mult mai ușor decât una cu o cutie manuală, mai ales dacă conducem în oraș și trebuie să ne oprim la fiecare 5 secunde. În plus, ne putem concentra mai mult pe condus, fără să mai avem nevoie de pedala de ambreiaj și de schimbarea vitezelor. Face totul cutia noastră automată. Hei, prieteni, bun venit pe canalul meu! Împreună o să învățăm să ne facem singuri multe lucruri, fără a mai apela la alții. Cu multă atenție și siguranță, putem economisi timp și bani. Abonați-vă la canalul meu pentru mai multe videoclipuri interesante. Numărul 5. Niciodată să nu schimbi din viteza de mers înainte D în marș arier, adică în R, fără să oprim mașina pe loc de tot. Toți am făcut această eroare cel puțin odată. Suntem grăbiți și nu așteptăm să se oprească de tot mașina. Dacă crezi că nu se poate întâmpla nimic, află că nu este așa. Acest lucru poate să distrugă cutia automată și, mai precis, poate să distrugă componentele din interiorul acestei cutii. Folosește frâna pentru a opri mașina de tot. Schimbarea plăcuților și a discurilor de frână au un preț inferior față de repararea sau înlocuirea cutiei automate, care uneori poate să depășească valoarea mașinii care o conduci. Numărul 4. Nu pune mașina în mod parcare înainte de a opri de tot mașina. Aceasta este o eroare asemănătoare cu cea despre care am vorbit mai înainte. Dar cutia automată are un mod diferit de această dată de a opri mașina. Cutia automată folosește un pin metalic pentru a bloca transmisia. Acest pin este folosit pentru a bloca mașina în timp ce stă pe loc, nu pentru a opri mașina din mers. Dacă ai o mașină nouă, nu te va lăsa să faci această eroare. Noile modele folosesc senzori de viteză și nu te lasă să faci această acțiune în timp ce mașina încă se deplasează. Dar dacă mașina ta are această opțiune și te lasă să faci asta, află că riști să nu mai pleci din acel loc cu mașina. Numărul 3. Nu pune mașina pe liber, la semafor sau în modalitate parcare. Anumite persoane nu au chef să țină piciorul pe pedala de frână când se opresc la semaforul de culoarea roșie. Alții spun că dacă ești în modalitate drive și stai oprit, afectează cutia automată. Realitatea este de fapt alta. Este mult mai bine să lăsăm mașina în modalitate drive când așteptăm la semafor, deoarece uleiul este împins în cutie și este mereu lubrificată bine. Și alt motiv principal este acela că vom fi pregătiți de plecare imediat ce culoarea semaforului se va face verde. În acest mod, evităm să creăm cozi, mai ales în orariul când pleacă și se întoarce toată lumea de la servicii. Deci, nu opri motorul mașinii tale, lasă cutia în modalitate drive, ține piciorul pe pedala de frână de câte ori este nevoie să oprești. În acest mod, ai controlul total asupra mașinii tale. Numărul 2. Nu lăsa mașina pe liber în poziția N. Anumite persoane obișnuiesc cu o cutie manuală să o lasă să curgă la vale. În acest mod, ei cred că economisesc carburant. Cantitatea carburantului este prea mică pentru a o lua în calcul. Dar dacă facem asta cu o cutie automată, nu îi facem decât rău. Cutiile automate sunt proiectate să meargă și când întâlnim situații unde forța de gravitație împinge mașina noastră. În plus, o cutie automată funcționează pe conexiuni hidraulice, care depind de turația motorului. Un alt principiu pentru care nu este bine să mergem cu mașina pe liber, care este valabilă pentru ambele mașini cu cutii automate și cutii manuale, este faptul că motorul nostru funcționează cu un minim de ture și pompa de ulei este mai lentă, iar motorul nostru nu se lubrifică sau nu se răcește corespunzător. Numărul 1. Niciodată să nu apeși tare pe accelerație când pleci de pe loc. Să nu mai vorbim de persoanele care țin piciorul pe frână, accelerează și pleacă violent de pe loc. Unele mașini nu te lasă să faci asta, dar și mai rău este să accelerăm în timp ce este în modalitate N, adică pe liber, și când turația este mare, schimbăm poziția în drive. Acest lucru provoacă daune mari la o cutie automată și riști să rămâi pe jos în orice moment. Și înainte de a încheia acest videoclip, mai am ceva important de spus. Să nu conduceți niciodată mașina cu becul de la rezerva de combustibil aprins. Majoritatea știm că nu este bine să conducem când în rezervor avem o cantitate mică de combustibil și tot continuăm să mergem. Câteodată nu avem timp să ajungem la PECO, alte dăți nu avem bani, dar mergând așa cu mașina cu becul de la rezervă aprins ne poate costa mult mai mult decât efectuarea unui plin. Cutia automată și motorul tău funcționează împreună și dacă motorul nu primește cantitatea și presiunea de combustibil necesară, cutia automată poate intra în limp mod. Este o modalitate de protecție a cutiei.
care se activează automat când ceva nu funcționează corespunzător. În cazul nostru, debitul de combustibil mic. Vă salut cu respect, vă doresc numai bine și noi o să ne auzim data viitoare cu un nou videoclip. Cum să-ți faci singur, vă urează drumuri bune și multă sănătate!